Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți să vă mai arăt încă un ritual cu menstruație. Acest ritual este mult mai puternic decât celălalt care vi l-am arătat. Este magie neagră. Am să vă explic. Vă trebuie o hârtie pe care scrieți pe spatele ei cu un pix roșu. Scrieți numele persoanei pentru care faceți Dan Claudiu, da? Scrieți numele pentru care faceți ritualul. Eu te domin. Cât vreau eu. Întoarcem foaia, normal. Luăm un tampon pe care este sânge, da? Eu l-am curat pentru că nu am, o să vă explic, o să vă arăt așa în... Vă trebuie o lumânare neagră să ardă, da? Îl lipiți așa. Din material, o să vă fac aici așa ca să vedeți că este sânge, dar ăsta este sânge din ăla de filme. Da? Așa. O să vă explic imediat. Vă trebuie o cruce făcută din materiale, da? Și puteți să o prindeți cu un... A mea se lipește, dar dacă nu aveți, vă trebuie bolduri negre. Bolduri negre, da? Și faceți așa, știți, să stea, da? Această cruce. Bun. După aceea, vă trebuie o poză a persoanei. Eu vă spun că nu fac poze, nu fac exact așa, da? Deci asta să zicem că este sângele dumneavoastră, da? Și ce faceți? Luați poza persoanei, să zicem că asta e poza lui, a victimei. Da? Pentru că aceasta este o victimă. Puneți poza lui cu fața în sus și cu spatele la sânge, așa. Și cu fața în sus, da? Apoi puneți crucea așa. Vedeți? Așa. Și ce faceți? Luați câte un bold, trei bolduri negre cu punct negru, să aibă vârf negru. Și împungeți un bold în urechile lui, în capul lui, da? În capul lui, unul, un bold în capul lui, să zicem. După aia, un bold în inima lui, în inima lui, un bold, puneți în poză, da? În poză. Cu mănuși, bineînțeles, nu fără mănuși. Da? În inima lui, în capul lui să gândească numai la dumneavoastră, în inimă să simtă numai pentru dumneavoastră și în ochii lui să nu vadă, să nu simtă și să nu se gândească decât la dumneavoastră. Apoi ce faceți? Împachetați acest așa, împachetați, vedeți? Tamponul. Așa, să rămână doar crucea. Să rămână doar crucea, așa, vedeți? Și spuneți, chemați spiritele și spuneți să veniți să mă ajutați pentru persoana să fie cu mine, da? Luați o, iarăși, luați o hârtie neagră. Dacă nu aveți pungă neagră, ce aveți dumneavoastră negru trebuie. Îl luați așa, da? Și îl împachetați așa în ceva negru, vedeți? Negru. Și lăsați să se consume lumânarea. Poate fi mai micuță lumânarea neagră. După ce s-a consumat, luați această pungă și o îngropați sub un copac, la un arbor, da? La un copac. Îngropați asta. Și această persoană trebuie în 9 zile să fie cu dumneavoastră. Deci în 21 de zile, în 3 săptămâni, această persoană trebuie să fie cu dumneavoastră.
legat, da? Este o magie puternică, puteți să o faceți noaptea sau când aveți dumneavoastră mai mult perioada, da? Când aveți mai mult sânge. Sper să vă placă. Puteți spune ce rugăciune vreți, spune spirite ale luminii, spiritele de lumină, să veniți să mă ajutați în acest ritual. Oricum, este puternic cu sânge. Și scrieți doar că eu te domin și spuneți tot timpul eu te domin, eu te domin cât vreau eu. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.